Salut prieteni, bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să vă schimbați tema de la Steam. Haideți să începem! Acest video îl fac în principal pentru persoanele care s-au plictisit de această interfață default a Steam-ului. O să vă prezint o metodă prin care putem schimba acea interfață cu ajutorul acestui site numit Steam Customizer. În descriere o să aveți un link către acest site, bineînțeles că site-ul îl puteți accesa și de pe Google. Acest site ne pune la dispoziție un instrument cu ajutorul căruia o să instalăm noi temele, îl vom descărca. Ați văzut aici, am dat click pe instrumentul de descărcare, acum după ce l-am descărcat, îl voi instala, next, I agree, creez și un shortcut pe desktop și dau finish. Acum că avem acest instrument, putem să mergem pe pagina principală. Avem opțiunea să ne creăm noi o temă, vedeți, selectați dumneavoastră o culoare și puteți să vă faceți tema cum doriți, dar după părerea mea, cele mai bune teme sunt cele de pe pagina Explore, adică cele deja create de cineva. Uitați, de exemplu, această temă, o putem descărca. Dau click pe Download. Va dura puțin până se generează. Acum, odată ce s-a descărcat, o luăm și o punem pe desktop. Și având acest instrument, vom putea da dublu click pe ea și Steam-ul se va restarta. O să vedeți după restartul Steam-ului cum vi se pune tema. După cum se poate observa, și la mine a fost pusă această temă, inclusiv culoarea fontului a fost schimbată, vedeți și background-ul. Este o temă foarte frumoasă după părerea mea, bineînțeles că o puteți schimba în cazul în care nu vă place, puteți descărca alta. Dați la fel dublu click, iar după restart vă va fi schimbată. În cazul în care doriți să reveniți la tema default, mergeți aici din stânga de la Steam la setări, mergeți la interfață, iar de aici selectați interfață implicită, OK, repornește Steam. Steam-ul va fi restartat, iar tema dumneavoastră va fi aceea implicită, adică tema originală de la Steam. Haideți să așteptăm restartul. Vedeți aici că am acum interfața implicită. Dacă doriți să scăpați de tot de acel skin, de acea temă, dați click dreapta aici pe Steam, mergeți la Open File Location, derulați puțin mai sus, iar de la Skins ștergeți folderul cu numele acelei teme. Iar acum nu veți mai vedea de aici respectiva temă de la interfață. Vedeți, este doar interfața implicită. Cam acesta a fost tutorialul. Eu l-am făcut deoarece eu mă plictisisem de acea interfață implicită. M-am informat în legătură cu acest subiect și am vrut să vă aduc și dumneavoastră la cunoștință cum puteți să vă schimbați interfața de la Steam. Cam acesta a fost tutorialul. Eu am fost Damian, iar până data viitoare, la revedere!